La New York s-au declanșat în ultimele ore ample proteste după decizia de neîncepere a urmăririi penale în cazul unui polițist care a ucis un bărbat de culoare. Autoritățile se tem de manifestații violente, la fel ca în cazul similar din Ferguson, statul Missouri. Familia victimei a cerut ca protestele să rămână pașnice, iar Ministerul Justiției a promis că va efectua propria sa anchetă asupra tragicului accident. Sute de manifestanți au ocupat câteva piețe și străzi importante din New York de îndată ce s-a aflat că polițistul care a provocat moartea lui Eric Garner nu va fi judecat. Decizia a fost luată de un juriu popular care nu și-a expus motivele. Incidentul din luna iulie în care Garner și-a pierdut viața a fost filmat de un martor. Bărbatul, tata a 6 copii, era acuzat de vânzare ilicită de țigări. Polițiștii care spun că el s-a opus arestării l-au culcat la pământ și nu l-au eliberat, deși s-a plâns de mai multe ori că nu poate respira. Polițistul care l-a imobilizat pe Garner spune că a respectat întocmai legea și că regretă moartea acestuia. Dar familia rămasă fără sprijin este indignată. No, I don't accept his apology. No, I could care less about his condolences. No, I could care less. He's still working, he's still getting a paycheck, he's still feeding his kids, and my husband is 6 feet under. Tragedia reamintește de incidentul din Ferguson în care un adolescent neînarmat și el de culoare a fost împușcat mortal de un polițist. Și acolo s-a decis neînceperea urmăririi penale, iar protestele localnicilor au degenerat uneori în violențe. Acum chiar și tatăl lui Garner îi roagă pe manifestanți să rămână pașnici. So all we do is live with each other, get along, and no violence. That's all I ask. All right, thank you. No violence, please. Proteste au loc de asemenea la Washington și în alte orașe. În speranța de a mai liniști spiritele, ministrul justiției a anunțat că, în pofida deciziei juriului, Poliția Federală va efectua propria sa anchetă asupra morții lui Garner.